Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine m-am regăsit la punctul culminant. Maratonul dezvăluirilor continuă în această seară cu mărturii spectaculoase din dosarul Laurei Codruța Chioveși și fir direct cu paraditorii DNA, foștii locotenenți ai lui Chioveși și o demască. Vă prezentăm în exclusivitate documentele bombă. Și totodată veți vedea și raportul americanilor despre filiera albaneză a drogurilor. Președintele îl demască pe Coldea. Citez, a instalat narcostatul, am încheiat citatul. Operațiune de cumpărare a alegerilor cu banii din traficul de droguri. Iar Coldea a ajuns să fugă de la poliție pe scooter. Sunt imaginile momentului. Și un interviu interesant cu generalul Dumbravă și citez din nou. Sunt modest, stau la garsonieră, am încheiat citatul și îmi șterg o lacrimă din colțul ochiului. Vorbim și despre corupția lui Joana și despre învinețirea lui Evanghelie. Nu în ultimul rând, despre audierea lui Rareș Bogdan. Venim cu noi dezvăluiri în acest sens. Iar Ciucă și liberalii, domnilor și domnilor, fac manevre disperate pentru accesul într-un duel prezidențialilor. Cum se încearcă eliminarea favoriților Ciolacu și Simion, aflați în această seară. Și îți dea și anunțul care aruncă în aer neomarxismul. Iar Donald Trump vrea bătăi în cuști între migranți. Totodată un subiect de mare interes public generat de pastilele de răceală pe care le luăm toți, domnilor și domnilor, și care riscă să vă lase fără permisul auto. Și nu în ultimul rând, scandalul detenției din școli. Suntem elevi, nu deținuți, strigă copiii. Și nu este enograme absolut răvășitoare, bunica milionară ucisă de rude pentru droguri. Acestea fiind spuse, dați-mi voi să vă prezint invitații, să le mulțumesc că sunt alături de noi în această seară și să trecem la treabă. Oana Florea, deputată al Partidului Social Democrat, salut, bună, mulțumesc, Oana, că ești împreună cu noi. Domnul George Tuță, primar ales și validat al sectorului 1, mai are un pic până intră, a tocmit deja executorii să scoată pe doamna Armand de acolo. Bună seara, domnul Tuță, mulțumesc să sunteți împreună cu noi. Sociologul Marius Pireanu, bună seara. Marius, îți mulțumesc și ție că ești cu noi. Răzvan Savaliu, fondatorul site-ului Lujul.ro, care are dezvăluirile momentului. Bună seara, Răzvan, îți mulțumesc și ție. Și nu în ultimul rând, corespondentul nostru din adevărata capitală a României, de la Cluj-Napoca, în direct, domnul Liviu Alexa. Bună seara, mama mea, de când te-ai hăitat cu albanezii, ești... S-a văzut astăzi pe domnul Florian Coldea cu un look de James Bond și am zis să fiu și eu un ton, adică ai văzut ce sexy era, frate. Normal, Alexa versus Coldea, e ceva așa, e meciul fotomodelelor, domnilor și domnilor, se va alătura imediat, pentru că deja tropul e către noi într-un galop amețitor, colonelul Robert Turcescu, imediat îl vom saluta și el pe dumneavoastră, acestea fiind spuse, domnilor și domnilor, breaking news. Dezvăluiri absolut șocante din interiorul parchetului anticorupție despre relația specială pe care Laura Codruța Chioveși o avea cu procurorii paraditori de la DNA Ploiești. Site-ul Lujul.ro publică în exclusivitate mărturile unor foști subalterni, colaboratori apropiați ai zeiței anticorupției din dosarul penal de care doamna Chioveși tocmai a scăpat prin prescripție, ca toți penalii de altfel. Răzvan Savaliuc, îți dau cuvântul, am citit declarațiile, sunt absolut năucitoare și să bat declarații dintr-un dosar penal, dar aflat pe rol până zilele trecute, și să bat cap în cap cu spusele candidele domnului Chioveși și care spunea că domnia sa nu urmărește dosare, nu presează procuror, nu corespondează cu ei și așa mai departe. Păi cred că acum ne lămurim cine era doamna K, cu care se conversa Mircea Negulescu, când era la servicii teritorial DNA și spunea... Mircea Negulescu zis portocală, că zis portocală, și spunea, am vorbit cu doamna K, am explicat, e foarte mulțumită de strategia noastră ce avem, să amintim că serviciul teritorial DNA Ploiești a fost serviciul preferat al DNA-ului. Acolo au fost luați toți înalții demnitari. Ponta, Udrea, Blaga. Deci au fost o grămadă, toate cele mai sonore nume din politica românească, da, aveau dosarele făcute acolo la acești procurori. Până și Tori Blair era să ajungă acolo. Pe care lumea a auzit cum vorbeau și ce nivel de moralitate și profesionalism demonstrau. Hai să o luăm metodic. Și colegii mei au pregătit declarațiile. Hai să începem cu domnul Marius Iacob. Dai, mai lasă-mă un pic să fac o introducere, că lumea nu știe. În primul rând să amintim că Laura Codruța Chioveși a scăpat recent de un dosar la Parchetul General, exact pe aceste legături care le avea cu
procurorii de la Serviciul Teritorial Ploiești. Concret, ea a fost acuzată de fostul șef al procurorului, fostul procuror general al parchetului Curții de Apel Ploiești, Liviu Tudose, Tudose, da, că a forțat procurorii din subordine pe Lucian Onea Cerasela și pe un adjunct să emite un rechizitoriu în care nu erau probe. Și mai mulți procurori au spus, doamne Chiobeș, și cu privire în 2015, când se emisese acel rechizitoriu în care un șef de parchet de curte de apel a stat aproape 4 luni arestat fără niciun, și ulterior a fost achitat. A deci fost achitat, a primit despăgubiri de la statul român. A primit și despăgubiri. Eu au spus, doamne Chiobeș, și nu se confirmă. Nu putem să confirmăm acest rechizitoriu, să-l trimitem dosarul la instanță, pentru că nu sunt probe. Acolo, printre probe, era și Mircea Negulescu, care era în dușmănie cu procurorul Liviu Tudose, era și el folosit ca martor în acuzare. Și erau niște martori de aia... Stai un pic, deci un procuror DNA era folosit ca martor al acuzării într-un dosar al DNA împotriva altui procuror la curtea. Dacă te oprește un polițist care a mers cu viteză sau cine știe ce ai făcut în trafic și el mai e cu un coleg, legea interzice ca acel coleg să fie martor. Mi se pare firesc. Deci, tot așa și un procuror nu poate să vină martor pentru colegul lui ca să acuze pe cineva. Negulescu a dat declarație că numele lui se era băgat de alea cu Michael Jackson. Nu, de data asta a dat cu numele lui, să consemneze. Și dosarul privind faptele lui Chioveși este instrumentat înainte la secția de investigare a infracțiunilor din justiție de procurare Adina Florea, și care ce stabilește? Probele administrate în cauză dovedesc faptul că procurorul șef direcției Chioveși Laura Codruța l-a determinat prin conduita sa pe procurorul ierarhic, prin dispozițiile pe care l-a luat cu privire la rechizitorul 308 din 2015 și prin ignorarea referatelor procurorilor cu funcții de conducere din cadrul DNA, așa, pe procurorul șef secției Popovici Gheorghe să confirme fără vinovăție un rechizitoriu nelegal și netemeinic și să dispună astfel trimiterea în judecată a 5 persoane la data de 28 iunie 2016, despre care un număr de 4 procurori au apreciat în scris că nu se impunea trimiterea în judecată. Și ce se întâmplă cu acest dosar? Procurorii subordonați domnului Chioveși, dacă să înțeleagă lumea, au spus că omul ăla nu e de trimis în judecată. Da, eu am spus în corect, domnule procuror general al Curții de Apel Ploiești, e nevinovat, nu putem să-l trimitem în judecată. Și doamna Chioveși a trecut peste ei. El era acuzat că ar fi luat o mită, ceva cu pont amestecat, fabulații de genul ăsta. Dosarul SIJU este desființat prin manevrele politice care s-au făcut. Dosarul ajunge la parchetul general și doamna Chioveși scapă de acest dosar prin clasare, dar prin nu pentru că s-a reținut, ci prin prescripție. Și să citim și aici, să se vadă că de prescripție nu scapă toată lumea, cum se auzi, scapă infractorii, nu? Uite că scapă și procurori de înaltă ținută. Și oamenii nevinovați, da? Și oamenii nevinovați. În consecință, rezumat, în consecință, constatând că referitor la infracțiunea de constituire de grup organizat, infracțiunea organizat și represiunea nedreaptă prevăzută de arta și acord penal, sunt îndeplinite termenele de prescripție a răspunderii penale prevăzute de dispozițiile art. 154 cod penal. Se va dispune o soluție de clasare față de magistratul procuror Chioveși Laura Codruța, deoarece a intervenit prescripția răspunderii penale. Eu, în locul doamnei Chioveși, n-aș accepta, aș contesta. Păi nu știu, înțeleg că până la ora asta nu a contestat, sau poate nu i s-a comunicat, are timp să o facă dacă nu i s-a comunicat. 20 de zile de la comunicare. Bun, hai să o luăm pe... Și acum ce am dezvăluit noi la... Păi, citim împreună. La lumea justiției, hai să ne citim documentele. Le-am pe aici, declarație. Păi le-am eu. Să dăm esența. Păi hai să dăm esența. Fii tu amfitrionat. Păi, și hai, eu te confirm dacă spui bine. Citesc sau... cu intonație. Nu de fiecare dată e ocazia să citești de niște procurori de înaltă curte, nu așa? Marius Iacob, îl țineți minte pe domnul Marius Iacob? Ia mâna dreaptă la Orei Codruța Chiobeș. A domnului Chiobeș. Din câte știu, domnul Onea Lucian Gabriel discuta frecvent cu doamna procuror șef Laura Codruța Chioveși și cu doamna consilier Dana Tițian despre spețele pe care le instrumentau la DNA, sucursala teritorială Ploiești. Îl salut și pe domnul Turcescu, să trăiți, domnul colonel, mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Continuăm, doamnelor și domnilor, îmi face o plăcere deosebită să citesc din procurori. Fragmente din declarația lui Călin Nistor, de asemenea a fost adjunct al doamnei Chioveși. Referitor la Serviciul Teritorial Ploiești. Această structură s-a aflat în coordonarea mea în perioada octombrie 2015, iulie sau august 2016. Menționez că a fost o activitate de coordonare mai mult sau mai puțin formală și aceasta pentru că Serviciul Teritorial Ploiești avea o relație de comunicare specială cu procurorul șef de direcție, respectiv doamna Chiuvei și Laura Codruța. În sensul că domnia sa avea cunoștință în mod direct de activitatea profesională a acestui serviciu. Păi nu era divizia de elită?
Ba da, dar doamna Chiuvești a spus că domnia sa niciodată nu s-a interesat de mersul dosarelor. Tocmai, pentru că era divizia de elită. Ea zicea că doar manageria pachetul. Da. Dar ia uite că era pe dosare, spun băieții ăștia. Așa. Continui tu sau bagi? Păi, o declarație a lui Dănuț Volintiru, care a fost adjunctul șefului secției întâi, care spune așa, din practica DNA am cunoștință despre faptul că Serviciul Teritorial Ploiești era unul din serviciile care își desfășura activitatea sub coordonarea directă a unor procurori șefi adjuncți, dar la nivelul informal, dar la nivel informat, comunicau direct cu procurorul șef al DNA, respectiv cu doamna procuror Chieve și Laura Codruță. Deci iată cum. Și pe urmă vine și declarația. Nu, stai că finalul e simpatic la asta. La nivelul șefilor de secție, comunicarea cu acest serviciu teritorial s-a rezumat a fi informat telefonic despre faptul că ni s-a trimis un rechizitoriu. Păi da, e ca domnul Iohannis. Cu Laura Codruța Chieve. Ne informează și ne considerăm informați. Păi ce mai contau șefii de secție? Că tot zicea doamna Chieve și că între mine și aia erau vreo 4-5 rânduri de procurori. Ei, uite. Da, dar știa să-i sară imediat când o interesa ceva. Și mai declarația șefului secției întâi, fost șef, da, dar atunci Popovici. Era șeful secției întâi, Gheorghe Popovici, cel pe care a semnat, a confirmat rechizitorul că îl chemase la ea în birou și s-a arătat supărată, care spune așa, țin minte că am fost chemat după prânz prin grefierea de la cabinetul meu la cabinetul procurorului consilier și am constatat că în cabinet se aflau doamna procuror șef Cheve și Laura Codruța, domnul procuror consilier Bulancea Marius și cred că era și doamna judecător consilier Tizian Dana, undeva la un calculator. Doamna procuror șef Chieve și Laura Codruța era supărată. Motivul supărării era determinat de existența referatului întocmit de mine. Era vorba de un referat din care omul i-a spus clar. Nu sunt probe, nu pot să confirm. Deși am atribuțiile să confirm sau să infirm acest rechizitoriu, eu nu pot să-l confirm, că nu sunt probe de vinovăție aici. Așa? Deci, doamna procuror șef Laura Codruța Chieve și era supărată. Motivul supărării era determinat de existența referatului întocmit de mine și bănuiesc că cineva de la Ploiești sunase să mă pârască sau nu știu ce să spună cu privire la situația dosarului în care întocmisem acest rechizitoriu. Probabil intraseră în panică că am vrut să-l infirmăm. Cred că băneau acest lucru. Deci băieții care vorbea doamna Chieve și toată ziua, i-or fi zis șefa, ne face subalternul ăsta la București, nu ce vrea să ne infirme rechizitorul. Ce ne facem șefa? Deci cam asta era modul de instrumentare al dosarelor la DNA. Domnul Turcescu, deci două lucruri interesante. Domnul Chieve și are un dosar penal. De când lumea și pământul, de când exista secția specială, da? Dosarul penal are ca obiect ingerințele doamnei Chieve și în actul de cercetare penală și forțarea unor procurori să dea soluții neconforme cu starea de fapt, da? Doamna Chioveși tocmai află odată cu noi sau înaintea noastră un pic că i-a ajuns o termenul de prescripție, că a pătut penalii aia nenorociți de înjură reziștii în Piața Victoriei. Nu-i pare rău, ba dimpotrivă, beneficiază de termenul ăsta de prescripție. Deci nu fapta nu există, nu fapta a fost săvârșită fără încălcare. Cine are noroc, Victor? Ce mai pui atâtea întrebări? Și acum, dar nu pun întrebări, ci văd declarațiile adjuncților și subordonaților directei doamnei Chieveși, care confirmă toate acuzațiile la adresa doamnei Chieveși. Da, și... Și au stat cu gurul pe dosar până când s-a prescris, nu? Până când s-a prescris, dar nu e asta tehnica, nu e asta... Păi dar nu era rău cu prescripția, nu? Păi bineînțeles, dar era pentru ei, pentru ei, las, când vine vorba de tine, dintr-o dată descoperi, știi cum e? Era o vorbă golonească, dar de ce parte a lucrului te afli, ca să spunem așa, da? E foarte important, da? Cel mai important aspect, da? De data asta, doamna Chieve și s-a aflat de partea care... De partea corectă, ca să zicem. Corectă, ca să spunem așa, da? Oricum, ca să citim din, cităm din doamna Chieve și indiferent de, ca să, și parafrasând așa, indiferent de scor, România câștigă. Da? Știi că ăsta este sloganul mai nou al doamnei Chieveși, da? România câștigă, da? Adică, indiferent de ce s-a întâmplat acolo, doamna Chieveși câștigă. Băi, România, hai să fim... Uite, avem aici un om care s-a albit și el, înțelegi, de atâta mari de ani, știi, Savaliuc, de când se ocupă de lumea asta a magistraților din România, da? Procurori, judecători. Băi, în România, cine îmi spune mie că te duci în fața justiției și aia justiția, e oarbă, e surdă, nu vede, nu aude, nu știu ce mai departe, hai să fim serioși, da? Există o justiție pentru băieți deștepți, da? Există o justiție pentru
fraier, ca era să zic cuvântul la rău așa, da? Și cu asta basta. Despre asta este vorba. Păi în cum să spune, mai o vorbă, legea e făcută pentru căței, că dulăii s-ar pe deasupra. Da, mă, iar în chestiile astea, ce, noi am știut, de ce n-am știut, mă, de lucrurile astea, să le știut în urmă cu niște păi nu era voie, ani buni, nu ca era să voie. Așa, știi? Urmărirea penală de publică. De ce n-ai și, mă, niciun viteaz din ăsta dintre procurorii care acum anunță cum păi nu, doamna... Nu, i-au dat declarații în dosar. Da. Băi, nu, stai puțin. Mie trebuie să iasă atunci. Un viteaz din ăsta să fie și public, să sfâșie haina. Când erau toți în echipa de torționari era bine. Un gol în fața națiunii, da, națiune fi bărbată, uite-mă, chit că-mi pierd locul de muncă, pensia specială, voi fi, cum să spun, un paria în rândul Brezlei, dar eu vin și spun, bă, să dă telefon, să sună, să fac dosare politice sau una alta. Unde, mă? Niște căcăcioși toți. Da, mă, da. Și tu vii și îmi spui în momentul ăsta, da, vine cea să spună că ăsta e statul de drept. Da? Hai, mă, să fim serioși. Despre ce vorbim? Oricum, da? Și formularea acum din dosar l-a convins, cum spune acolo, Sijul, l-a determinat pe procurorul Gheorghe Popovici, fără vinovăție, să confirme rechizitoriu fără probe. Adică săracul nu știa. Deci făcuse notă că era, nu erau probe, dar fără vinovăție săracul a semnat. Adică putea să te și împuște în cap. Tot fără vinovăție a semnat, da, toate rechizitorile de la NLP unde i-a achitat în serie. Tot domnul Popovici a semnat. Tot domnul Popovici a semnat. Dacă ar fi să mergem cu gândul la sufragerea lui Gabi Oprea, eu vreau, îmi chipui cum era nervoasă doamna dirigintă Căveși și Pulancea, tot zicea, doamna, dar să știți că Popovici vrea să-i firme, ați văzut ce referat, doamna. Mi se pare de un penibil incredibil. Bă, de un penibil incredibil, dar pe ăștia ar fi vorba lui Turcescu, bărbăția acum, când nu mai e Chioveși și păcaie ăștia mari de la București, când e în partea înaltă și ei au ieșit la pensie. Specialele merge bine. Nu, le-a fost frică să nu fie luat și ei și atunci păi... au dat vina, adică de fapt au spus adevărul, ce să mai... A ajuns Popovici mare conștiința DNA-ului, ne râd și curcile, dar hai să trecem la subiecte cu adevărat serioase, că domnul Chioveși se pregătește pentru meciul de mâine seară și n-am vrea să o deranjăm de la antrenament. Știi ceva? Hey. Și-a luat tricoul din nou? Cred că ăla din echipamentul de rezervă, pe roșu, că pe galben, n-a fost cu bine. Eu sunt curios, de data asta o avea bilet sau nu avea bilet? Sunt curios mâine cu ce tramvai va merge. Se va duce nu, mâine ciclă cu metro. Tot cu tramvaiul și va face foarte multe poze. Cu români fericiți că au... Absolut. Și care scandează Chioveși. Cu spatele la români fericiți care au posibilitatea să facă fotografii cu doamna Chioveși. Păi tu n-ai fi fericit să faci fotografii cu doamna Chioveși? Nu pot să. Doamne, ce hal de om. Doamne, să știi că unde n-avem noi norocul. Nu eram fericit nici acum și nici atunci. Unde n-avem noi norocul. Hai să trecem totuși, să internaționalizăm un pic această emisiune, să externalizăm, mă scuzați că asta de internalizat am făcut-o destul. Breaking news. Interviu exploziv realizat de jurnalistul Liviu Alexa, pe care îl aveți în imagine alăturate, cu fostul președinte al Albaniei, Ilir Meta. Fostul șef de stat nu doar că a confirmat declarațiile fostului premier și președinte Sali Berisha, ba chiar lansează niște acuzații și mai grave despre Florian Coldea. Să vedem dacă de această dată Dicot se va trezi și, cel puțin de ochii lumii, va decide să deschidă un dosar penal. Hai să vedem momentul. Ce părere aveți despre contractul de consultanță dintre domnul Coldea și domnul Rama? Care a fost rolul real al lui Coldea în raport cu actualul premier? Acest contract dintre premierul Albaniei Edi Rama și Florian Coldea, mai ales după ce noi fapte au ieșit la iveală, se dovedește a fi un acoperire și un alibi pentru acțiuni de susținere a traficului de droguri, în condițiile în care este cunoscut faptul că Albania s-a transformat într-un narcostat în mijlocul Europei. În mod cert, rolul lui Coldea este legat și de comunicarea cu cele mai puternice și periculoase clanuri ale traficului de droguri la nivel global, precum clanul Sinaloa. Chiar și înainte de acest scandal au existat relatări în mass media despre contractele lui Rama cu asociația acestui clan, pe care Rama însuși l-a acceptat. De asemenea, este foarte grav că Rama și colaboratorii clanului oferă opiniei publice argumente complet contrare pentru a justifica aceste contracte, dovedind astfel scopurile întunecate ale acestor întâlniri. În acest context s-a decis și cooperarea cu Coldea. După cunoștințele mele, în septembrie 2021, Albania era considerată o țară cu venituri nete mici ale populației conform clasificării Băncii Mondiale. Cât de corect este ca cetățenii albanezi să afle că domnul Rama îl plătește cu 7.000 de euro pe lună din bani publici pe un fost general de securitate străin care acum este urmărit penal pentru corupție în România?
Albania se confruntă cu cele mai dificile zile ale pluralismului. Peste 40% din populație se află în pragul sărăciei sau în pericol iminent de a atinge acest prag. Cauza este corupția fulminantă și capilară, afacerile murdare de miliarde de euro ce beneficiază de un sprijin mai mare al narcostatului. Așadar, dacă plata a 7.000 de euro pentru Coldea este adevărată, acest lucru nu mă surprinde deloc, pentru că mecanismul lui Rama de cumpărare și vânzare de sprijin de la străini este un obicei cunoscut, iar asta l-a inclus și pe înaltul funcționar al FBI, McGonigal, sau alte persoane străine publice cunoscute. Traficul de influență al premierului Rama a pătruns și la niveluri diplomatice prin comandarea unor rapoarte internaționale pozitive care nu au nimic de a face cu realitatea dramatică din Albania, cu depopularea considerabilă și instalarea narcostatului. Domnul Rama este prim-ministru al Albaniei deja de 11 ani. Cum este posibil ca în toți acești ani să nu fi fost luate măsuri semnificative pentru a suprima mafia albaneză și contrabanda de droguri? Credeți că guvernul protejează mafia? Rama, încă de la începutul guvernării sale, a avut un obiectiv principal, canabizarea țării și cumpărarea alegerilor cu banii traficanților de droguri. Nu numai că nu a luptat niciodată cu traficul de droguri, ci dimpotrivă a făcut ca Ministerul de Interne și Poliția să-l susțină și să-l încurajeze. Miniștrii de interne, sute de oficiali de poliție și forțele armatei sunt implicați în cultivarea cannabisului, precum și în deschiderea de porturi și puncte de frontieră pentru traficul de cocaină în cantități semnificative. Multe dintre aceste acțiuni au fost devaluate de poliția albaneză atunci când au fost conduse de serviciile externe și de poliție partenere. Sunteți la curent cu cercetările penale făcute de procurorii români împotriva domnului Coldea? Care sunt comentariile dumneavoastră despre această situație? Am aflat din mass media despre aceste fapte atât de șocante, dar și mai șocantă este atitudinea justiției albaneze și a SPAC, echivalentul DNA în Albania, care nu a făcut nimic în fața unei situații penale care îl include pe însuși prim-ministrul Rama. La fel ca în afacerea McGonigal, SPAC continuă să pretindă că nu are nicio idee despre asta, cu unicul scop de a nu-l pedepsi pe premier, care este acuzat că și-a transformat biroul într-un teren propice pentru traficul de droguri și pentru afacerile de corupție la un nivel foarte înalt. Liviu Alexa, să începem cu începutul. Domnul Meta, în ce perioadă a fost președinte al Albaniei? Eu vreau să zic că n-a fost bine din partea reziștilor, a fost criticat că am venit cu Salim Berisha, că nu știu ce, că e implicat. Uite, am adus al doilea președinte, frate. Ăsta a fost președinte până în 2022, cu funcție prezidențială care permitea accesul la date ultrasensibile despre țara sa, țară NATO. Și ce zice domnul Meta? Zice mai tare decât Salim Berisha. Îl conectează foarte tare pe Coldea cu narcostatul. Spune că era contactul, comunicatorul cu acele grupări. Păi, eu trebuie de 6 zile, ăștia de la DICOT, bă, un inerent ceva, o chestie, mă, ca să ne dea peste nas un praf de, praf de stele, ceva, nimic. Da, stai un pic, Edi Rama de când e premier? De vreo 12 ani, nu? Dacă nu mă înșel, sau ceva de genul ăsta. Omul e perent, dacă mi-aduc eu bine aminte, era premier și pe vremea lui Ponta, dar încă nu mă înșel, nu? Dorian Drucica sau cine? Nu, bă, Edi Rama. Ce, cred că nu am auzit, s-a întrerupt, rog să merg. Te-am întrebat de când e premier Edi Rama în Albania. El este premier de 11 ani, de 2013. De 11 ani, deci mandatul sau lungile mandate de premier ale domnului Rama s-au intersectat cu mandatul de președinte al domnului Meta. Domnul Meta a fost președinte din 2017 până în 2022, a avut un an de impeachment, jumătate de an, pardon, și Curtea Constituțională Albaneză a fost de acord că suspiciunea la adresa sa se nefondat. Ok. Sunt cam dure etichetările, canabizarea țării, narcostat, adică păi am înțeles că eu... Canabizarea țării. Există. E foarte dură eticheta. E foarte dură etichetarea, dar este foarte dură etichetarea în lumina unei investigații pe care a derulat-o, dacă nu știu, derulează în continuare FBI-ul asupra. Acum eu zic că căruia nu cred că avem dubii. Cu privire la... E stat membru NATO. E stat membru NATO. Și aici este un stat... Aici îmi scapă cumva este un stat membru NATO. Etichetele astea... Care
În primul rând, americanii ar accepta să fie membră NATO, o țară care este... Păi stai un pic, americanii tocmai l-au condamnat pe un fost înalt oficial al FBI, care se presupune că este facilitatorul exportului de droguri de la cartelul Sinaloa către Albania și de acolo către interiorul Uniunii Europene. Mai sunt, dar nu cum o prezintă fostul președinte ca fiind endemică și structurală cannabizarea. Vorbește acolo de forțele armate și de poliție. Forțele armate, forțele armate și poliția care armată, cultivă cannabis, fraților. Adică e too much pentru mine asta, totuși. Deci toți foștii președinți au ceva cu domnul Cod. Nu, domnule, lasă-mă. Foștii președinți albanezi. De Albania. Albania, pe mine dragul meu, doi foști președinți albanezi. Mă îngrijorează că sunt partener într-o structură militară cu o țară. Pe mine m-ar îngrijora mai tare că a fost un șef al securității din România, e acuzat că face trafic de droguri la pușcărie, Sinaloa. La pușcărie. Mult mai tare decât ce fac albanezii la ei în țară. La pușcărie dacă a făcut asta. Eu sunt uluit că ai uimir de genul ăsta, Marius, iartă-mă. Adică ce, ți închipui că Albania este vreo ce? Vreo țară de asta, așa, acum descoperi despre Albania? Nu, e asta, nici în concediu n-a fost în Albania. Nu, iartă-mă, dar poți să citești despre Albania o grămadă de lucruri de-a lungul anilor. Că este stat, narcostat. Ba da, să-ți mai spun ceva. Unde? Da, despre presa Albania. Internațională mare. Este un loc, este raiul evazioniștilor fiscale Albania. Da, nu, păi sunt combinate lucrurile, ca să spun așa. Deci această țară despre care zicem că da, bun, că e parteneră pe alte direcții, da, e și o țară foarte coruptă, e și o țară în care se face trafic de droguri ca la Balamuc, da, despre asta e vorba. La fel, să n-ai surprins de genul ăsta, la fel cum e Ucraina. Păi înțelegi? Aceeași chestiune. Tot o țară foarte coruptă, cu trafic de droguri, cu trafic de carne vie, okay, să n-avem surprize de astea după terminarea războiului, că vai, iată Ucraina. A luat interviu, ce a făcut, că înțeleg că a fost ceva în președintele țării. Au fost chiar 5 ani de zile președintele țării, paralel cu domnul. Atunci nu era stat narcostat? Acum a devenit? Cred că era doar în prefacere, cred că abia acum s-au desăvârșit. Nu știu. Dar stai un pic, Oana Florea, pe tine nu te sperie faptul că e un scandal internațional, da? Despre o țară, să spun lucruri mai mult sau mai puțin corecte, cum subliniază domnul Pireanu. Dar acuzațiile sunt extrem de grave. Asta... că ar fi poarta de intrare a drogurilor neeuropene, droguri provenite de la cartelul de la Sinaloa, da? Și că între timp s-au apucat și ei, s-au privatizat și pe cont propriu, s-au apucat și de producție. Dom'le, din toată constelația asta mondială, apar doi cetățeni în poveste. Un fost șef FBI, care e condamnat la pușcărie 4 ani și ceva, și un fost șef al seriului de România, întâmplător la executivul, despre care să vorbești. Nu vorbim de un bulgar, un rus, un pakistanez. Sunt două aspecte aici. În primul rând, aspectul infracțional de trafic de droguri și, în al doilea rând, un raport de subordonare, un raport de muncă. Am aflat acum că i-a plătit cu 7.000 de euro. Deci, obiectul oficial, acestui contract de muncă, noi ar trebui să vedem ce scrie acolo. Contract de muncă având ca obiect ce? Păi, dar nu, narcoizarea Albaniei. Pentru că dacă este dădea consultanță pe teme de securitate, avem o problemă. E pe dreptul de autor. La noi aici în țară, lucrătorii din Serviciul Român de Informații nu au ORNIS. Au o autorizație specială prin care ei au acces la informații clasificate. În momentul în care se termină raporturile cu SRI-ul, se retrage această autorizație. Dar ei sunt ținuți, desigur, să nu folosească, să nu divulge informațiile care au avut acces în exercițiul funcțiilor. Pe mine m-ar interesa în mod deosebit dacă acest individ numit Coldea avea raporturi de muncă cu un stat străin prin care el folosea aceste informații sau la ce nivel le folosea. Oana, asta ce vrei să scrie în contractul ăla? În schimbul celor 7.000 de euro pe lună, domnul Coldea ne oferă câte 3 secrete de stat pe lună. Sau ce vrei să scrie? Este interesant de văzut exact care este, ce făcea în schimbul acestei sume de bani, da? Că traficul de droguri nu îi făcea pentru 7.000 de euro pe lună, da? Suntem de acord, îi făcea pe mult mai mulți bani. Erau pe cartea de muncă, cum ar zice. Vreau să spun, da? Deci, de asta spun, sunt două aspecte aici. Ăsta despre care vorbeam cu raportul de angajare. Păi și cum am putea noi afla despre treaba asta? Păi eu spun atâta. Dacă la acest nivel înalt, doi oameni cu funcții atât de mari, într-un stat, face acuzații de acest gen, cine și de ce nu ridică un semn de întrebare? Dom'le, e adevărat, nu e adevărat. Ce ați vrut să spuneți? Hai să dăm și noi niște explicații. În țara românească, conform fișei postului, Dicotul se ocupă cu vânarea traficanților de droguri. Dicotul, așa măcar din politețe, vorba lui Alex, a putea să dea un comunicat de presă că s-a sesizat și face un dosar în rem și urmează să facă niște audieri să vadă. Este și acest așa zis DNA lor, pentru că infracțiunile au loc și pe teritoriul lor, da? Deci,
Și ai noștri pot, și ai lor pot, dar dintre aceste două țări niciuna n-a deschis un dosar, da? Mă interesează mai mult de ce nu. Pe mine mă interesează mai mult de ce nu pot ai noștri. Pe mine mă interesează de ce nu pot ai noștri. Anchetează, nici ai lor și nici ai noștri. Păi e consens aici. Zic și eu, nu dau cu pare. Dar dacă ai noștri vor, dar n-au voie. Păi e o întrebare. Cine nu le dă voie? Ia gândiți-vă. Dar dacă vor și n-au voie, dacă domnul Coldea și alții... E misiune să-i dea în gât pe traficanții mexicani. Au fost trimiși acolo. Au fost trimiși acolo. V-ați gândit la asta? Păi așa s-au gândit albanii în lungă perioadă și despre ăla de la FBI. Trimiți oamenii la vedere să aplaneze bănuieli publice asupra unui serviciu a unei țări ca România. Și nu România, ci partidul de peste ocean. Americanii? Nu știu, întreb, nu au cuparul. Iartă-mă, americanii au mai trimis unul de la FBI și după aia au dat 4 ani jumătate cu executare. Au făcut întotdeauna așa. Întotdeauna au făcut. De cazul șefului Interpol Italia, ăla de la Guardia di Finanța, generalul Lisi, care așa anticorupție a făcut în Albania cu Rama, de l-au prins ăștia cu 30 de hectare pe moca luată de la un traficant de drog. L-a luat șpagă de la un traficant de droguri 30 de hectare pe malul mării. Bun, tată, italianul s-a dus cu anticorupție. Nu mă, în Albania, păi, dar ce litoral au albanezii? Lung și prosper. 30 de hectare pe malul mării. Om, ca lumea. Dar observăm că Interpol și-a închis masa cu italianul, observăm că FBI a închis masa cu McGonigal. Așa? Așteptăm și România să facă ceva, nu știu ce, habar n-am. Păi o să-l dea pe Dumbravă. Până-l dă pe Dumbravă, domnilor și domnilor, vedem niște imagini absolut spectaculoase cu Florian Coldea astăzi, cu casca pe cap, pe scooter, plecând de la controlul judiciar. Ce ai fost și ce ai ajuns, Florine? Cu Vespa. Dumneavoastră ați trecut și pe întreprinderea asta. Noi vorbim, știi, vorbim toți între noi aici ca fetele pe șanț, dar singurul care a lucrat la prăvălie asta, iau-te-l pe Alex, a mâncat. Lipsește casca, domnul Alex. Ia și casca, mă, n-ai casca pe acolo, nu v-a dat boc și căști. De la care lui Piedone, portocalii, dar ține-te un pic. Nu vă dați seama, bă, mai țineți minte freza de, nu vreau să zic ce, când avea interviu cu Victor Ciutacu la Vorbe Grele. A, pe da, atunci era mai rar la părmă. S-a din piața Mărăști din Cluj. Bă, și dintr-o dată, bă, cu geacă de piele, mă, băiatule, freza se bagă, demarează drobă, bă, ca un adolescent, un James Bond, bă, de ferentar, mă, ca ce te arată. Zici că e la din Beverly Hills, 90.000, da, ceva nu merge, că avea geacă cu BMW și mergea pe Vespa, adică... Bă, dacă ar fi cerut consultanță de la fiul meu Coldea, da, n-are Coldea bani să-l plătească pe fiul meu, i-ar fi spus că, bă, în general, când pui un brand pe tine, pui numai un brand, frățioare. Nu un pic Amelteanu, cu Abiba și cu Miche în același timp. Nu merge. Dar stai să mă întorc la domnul Tuță. Domnul Tuță, omul ăsta, da, la prăvălia unde ați lucrat dumneavoastră, a fost el mare, da, executivul el mare. Corect. El a fost și că... director interimar o perioadă. Da, a fost chiar două perioade. Da, corect. Așa. El a dat un comunicat de presă, mă rog, vorbă lungă, sărăcia omului, în care a spus că, inclusiv după încetarea activității, după ieșirea la pensie, a respectat cutumele interne sau, nu știu, procedurile din SRI și, mă rog, a anunțat lumea pe să duce și așa mai departe. Legea. Există vreo obligație, vă întreb, pentru ofițerul SRI obișnuit și cu atât mai mult pentru conducătorul militar al instituției, ca după ieșirea la pensie să nu facă niște lucruri? Absolut, sunt niște responsabilități legale pentru toți cei care lucrează cu informații clasificate. Stați un pic, informații clasificate n-ai voie să vinzi sau stat. Să propași nici când ești la muncă, nici când ești la pensie. Zic că legat de scooter, aici okay, e, hai să trecem de scooter. Ceva ilegal, hai nu sunt manevrele alea, dar
acuzațiile sunt extrem de grave. Și cred că are dreptate perfectă domnul Alexa, spunând că DICOT ar trebui să înceapă o analiză în REM, nu mă pricep la chestiunile juridice, că nu sunt jurist de meserie, dar adevărul trebuie prezentat. Și dacă în baza acelui contract, a acelor acuzații a foștilor președinți, sunt lucruri care pe care domnul Coldea ar trebui să le lămurească, cel puțin în fața procurorilor, și nu există temeiul lumea necesar. Tot vorbește ce ne băgăm noi în ciorba albanezilor. Problema nu este ciorba albanezilor. Da. Problema este ciorba noastră, pentru că acuzația, inclusiv în raportul ăla al FBI, din care am și publicat o pagină, ăla care viza pe McGonigal, ăla, sau cum îl cheamă de la FBI, acuzația era următoare. McGonigal a fost un facilitator al relației între cartelul de la Sinaloa și guvernul albanez. De aici încolo, următoarea acuzație este că între guvernul albanez și partea Uniunii Europene, ca traseu final al drogurilor, s-a interpus domnul Codea în calitate de specialist în securitate cibernetică, sau nu știu, cum să prezinte el pe acolo până Albania. Despre asta este vorba. Pe mine asta e acuzația care trebuie categoric lămurită cât mai repede. Că pe aia cu Edi Rama și cu Sinaloa trebuie să o rezolve procuratura lor, DNA-ul lor. Da. Dar pe aia cu Edi Rama și Coldea și România și UE cu drogurile trebuie să o rezolve ai noștri. Plus că dumneavoastră ați prezentat aici la România TV enorm de multe cazuri în care oameni care ori au consumat droguri, ori traficanți de droguri, au distrus familii. Au fost tragedii cumplite pe care le-ați prezentat. În aceste condiții, când e vorba de astfel de acuzații, eu cred că instituțiile statului trebuia să își facă datoria într-un mod prompt. Viața demonstrează că în cazul lui Mario Iorgulescu nu-i neapărat o vină să fii drogat și beat la volan. Nu viață, justiția. Justiția, da. Păi și mai devreme am văzut... Justiția e viața. Pic, justiția am lachitat. Justiția a cerut zis, mai luat-o de la reluarea capăt. Dosarului. N-a zis, e nevinovat. Să ne înțelegem și luarea de la capăt. Pentru că l-au găsit pe amărâtul altul că consumase nu știu ce stând. Nu, consumase în semafor. Da, la stătea în semafor. Să știți că pentru noi ca țară este foarte important cum se termină acest dosar. Și vă spun de ce. Pentru că acest dosar al lui Coldea de acum. Păi de-ai deschis dosarul. Mă rog, asta că despre care vorbim. Acum el se poate extinde sau nu. Dar această poveste Coldea este foarte importantă cum se termină. De ce? Pentru că sfârșitul acestui dosar împietează sau nu, și noi nu vrem, asupra imaginii Serviciului Român de Informații, la nivel internațional. Pentru că un stat puternic trebuie să aibă un serviciu de informații puternic, altfel n-ar putea exista ca stat independent. Părerea mea. Astfel încât cumva trebuie separat mizeriile pe care le face Coldea, trebuie separat de, foarte și clar și delimitate de activitatea Serviciului Român de Informații, care este foarte apreciat la nivel european și numai, și peste ocean. Ca un serviciu profesionist, ca un serviciu... Oana era apreciat și pe vremea lui Coldea, să ne înțelegem foarte bine. Și cu ce ne ajută treaba asta? Acum, în acest moment, când din altă țară, de la nivelul președintelui unui alt stat, membru NATO, se fac acuzații la nivelul ăsta, noi trebuie foarte clar să lămurim apele, în speță procurorii, judecătorii, magistrații, astfel încât să nu, din cauza unei persoane, o întreagă instituție și apoi imaginea unei țări, să facem, să aibă de suferit. Ca să facem o translație. Dacă Victor, în țara Dacă în țara românească, fostul președinte Traian Băsescu, da, că e cel mai recent dintre foști, are și la televizor și l-ar acuza pe Ciolacu de trafic de droguri. Am luat în calcul discuția asta? Cu siguranță da. Ei, și atunci de ce să nu luăm și pe aia din Albania, indiferent de faptul că ea fac parte din partide politice diferite? De acord că ar trebui să fie serios. Hai să luăm, dar uite alții, parcă nu mai vreau să spun. Eu cred că serios trebuie să facă un test al maturității, să-și asume trecutul cu acest Florian Coldea care a făcut nenorocirea cu protocoale. Și ce n-am auzit la serie? O delimitare de el. Mai este activ sau nu mai este activ? Mai este folosit în continuare? Voi dar să iasă să spună public. Ce să spun? L-au scos la pensie. Este la pensie, dar oare este cumva ținut activ? Asta e altă discuție, deci nu o să spună nimeni niciodată. Să-și asume. Sau să-l renege, că nu este... Și o să spună, Coldea e un om rău, a fost bun până aici la pensie după ce s-a privatizat alătorazna, breaking news. No.
Și dacă fostul președinte al Albaniei a făcut aceste dezvăluiri halucinante, vă prezentăm o nouă anchetă despre mafia albaneză a drogurilor și legăturile cu Florian Coldea. Atenție, după dezvăluirile despre Florian Coldea, Charles McGonigal, Eddie Rama și legăturile lor cu magia, coordonatorul cu mafia, mă scuzați, coordonatorul american pe anticorupție a descins în Albania la instituția despre care făceam noi vorbire. Avem raportul, hai să-l vedem. A dezvăluirilor halucinante despre legătura dintre Florian Coldea, Charles McGonigal, Eddie Rama și legătura acestora cu mafia albaneză și cea mexicană, coordonatorul american pe anticorupție, Richard Nephew, a descins în Albania chiar la sediul DNA-ului albanez, adică SPAC. Grupările criminale albaneze sunt considerate printre cele mai mari traficante de heroină, cocaină și cannabis din lume. Oficiali din domeniul justiției, atât din SUA cât și din Europa, au descris Albania ca fiind cel mai mare furnizor de cannabis către Uniunea Europeană, precum și un punct important de tranzit pentru heroină și cocaină. Se estimează că marihuana generează anual până la 4 miliarde de dolari, adică jumătate din PIB-ul Albaniei. Diplomații și oficialii spun că Albania a devenit sediul principal al traficului de narcotice de pe continent și mulți se tem că banii au infectat inclusiv elita politică. Un diplomat occidental a afirmat că Albania este Columbia Europei, producătorul și distribuitorul de droguri al Europei și un narcostat care ar pierde prea mulți bani ieșind din activitatea de trafic pentru a intra în Uniunea Europeană. Un oficial al Uniunii Europene a declarat că Albania nu mai este un centru de cultivare, ci a devenit un centru de investiții, distribuție și recrutare. Heroina este introdusă ilegal în Albania prin importuri de îmbrăcăminte și încălțăminte aduse din Turcia, unul dintre cei mai mari exportatori de textile din lume. Cocaina vine în transporturi de banane și ulei de palmier din Columbia și Mexic. Saimir Tahiri, fostul ministru de interne al Albaniei, a fost menționat de traficanții de origine albaneză cu sediul în Italia. Procurorii l-au vrut arestat, dar, spre surprinderea tuturor, premierul Albaniei, Edi Rama, l-a susținut, refuzând să-i ridice imunitatea în anul 2018. În timp ce guvernul neagă, experții spun că traficanții au infectat complet politica și comerțul, la cele mai profunde niveluri. Zeci de oficiali albanezi de rang înalt, de la primari la miniștri, au fost implicați în traficul de droguri. Printre cei identificați de presa locală se numără Kelment Baili, un oficial de rang înalt din domeniul transporturilor, supranumit Escobar al Balcanilor, după ce au apărut acuzații conform cărora ar fi fost un cap al drogurilor în Grecia. Pentru a da un exemplu de posibilă complicitate între traficanți și oficiali, o rețea de radare, Lockheed Martin, a fost instalată pe toată coasta. În teorie, ar trebui să-i ajute pe oficial să detecteze orice embarcațiune maritimă mai lungă de 3,5 metri, dar, în realitate, bărci de 15 metri încărcate cu narcotice continuă să apară în Italia. Liderul opoziției, Lulzim Bașa, a acuzat în 2019 guvernul condus de Edi Rama și Partidul Socialist de furt prin concesiuni, parteneriate public-private, licitații, autorizații de construcție, legi speciale și orice altceva pot. El a susținut că cei aflați la putere profită de pe urma cetățenilor obișnuiți. Aceste comentarii au venit după criticile dure ale lui Bașa la adresa primarului ales al orașului Shkodra din partea Partidului Socialist, Valtrin Pietri, care a demisionat recent după ce a ieșit la iveală cazierul său judiciar pentru trafic de droguri în Italia. Bașa a afirmat că acest caz demonstrează încă o dată că Rama a adus zeci de criminali în politică și în instituțiile statului și că țara a devenit un paradis pentru crima organizată, spălarea de bani, traficul de droguri și corupția.
Pietri este unul dintre numeroșii membri ai Partidului Socialist care s-au dovedit a avea legături cu infractori. Fostul primar al orașului Dures, Vang Giușdaco, și familia sa nu mai au voie să intre în SUA din cauza implicării în acte semnificative de corupție. Samir Tahiri, fostul ministru de interne, a fost arestat pentru corupție și trafic de droguri. Fostul primar al orașului Cavaia, Elvis Roșii, și-a ascuns o condamnare, iar Fatmir Jafai, fostul ministru de interne, a avut un frate implicat într-o rețea italiană de trafic de droguri. Mulți alții au fost acuzați și implicați în infracțiuni, inclusiv în cazul interceptărilor din dosarul alegerilor, care oferă dovezi ale unei colaborări cu bande criminale pentru fraudarea alegerilor generale din 2017. Departamentul de Stat al SUA a raportat și în 2019 că situația drogurilor, a crimei organizate și a spălării de bani din Albania este din ce în ce mai gravă din cauza unui mediu de impunitate. Corupția guvernamentală, un stat de drept slab și anchetele, condamnările și încarcerările din ce în ce mai rare fac ca Albania să servească acum drept bază pentru operațiunile crimei organizate din SUA, America de Sud, Europa și Orientul Mijlociu. Un raport al OSCE din 2015 susține că mai mulți membri ai Parlamentului albanez, inclusiv premierul Edi Rama, președintele Parlamentului Ilir Meta și fostul premier Sali Berisha, ar fi acumulat averi de sute de milioane de euro prin fapte de corupție. Raportul menționează că Edi Rama ar deține o avere estimată la 200 de milioane de euro în conturi offshore, bani acumulați din mita primită în schimbul unor autorizații de construcție în perioada 2000-2011, când era primar al Tiranei. Ilir Meta, președintele Parlamentului și partenerul de coaliție a lui Rama, este descris în raportul OSCE ca fiind suspectat de legături cu mafia albaneză și de a fi comandat cel puțin două asasinate. Șeful misiunii OSCE la Tirana, Florian Raunig, a confirmat autenticitatea raportului, dar a subliniat că acesta era destinat uzului intern. Cartelul de droguri Sinaloa are legături cu mafia albaneză, conform presei mexicane. Autoritățile federale au descoperit o alianță între El Mayo Zambada și mafia albaneză, prin care se spălau milioane de dolari proveniți din traficul de droguri. Legătura s-a stabilit prin intermediul fraților Luftar, Arben, Fatos, Agassi și Ramiz. Un grup infracțional albanez care a atras atenția autorităților financiare pentru activități suspecte în domeniul turismului și al cazinourilor din Mexic și Albania. Luăm o extrem de scurtă pauză, domnule și domnule, după care revenim spectaculos cu un interviu la fel de spectaculos cu generalul Dumbravă. Citez. Din rezerviți, sunt modest, stau la garsonieră, am închis citatul. Vorbim și despre corupția din jurul lui Joana și despre învinețirea subită a lui Vanghelie. Nu în ultimul rând, despre audierea lui Rareș Bogdan. Venim cu noi dezvăluiri. Iar Ciucă și liberalii fac manevre disperate pentru intrarea în turul 2. Cum se încearcă eliminarea favoriților Ciolacu și Simion, veți afla în doar câteva clipe. Și un subiect de dezbatere intens, pastilele de răceală care te lasă fără permis auto. Și scandalul detenției din școli, sunt elevi nu deținuți, strigă tinerii. Și noi stenograme din dosarul bunicii milionare ucisă de rude pentru bani de droguri. Rămâneți minte.